Au vorbit acum pe final, vorbeau, dar Antonia avea un ton uh, supărat, așa, nu știu, nervos, era nervos și spunea că ce să mai zic, mă, ce să mai zic. Era și Roberto și vorbea cu ei și spunea ce să mai zic, mă, ce să mai zic, când eu știu deja cum o să fie. Că eu n-am vrut, dar tu ai zis sau ceva la modul ăsta. Oricum, din câte am înțeles, pentru că nu se auzea sonorul de la Antoniu, se auzea pe fundal așa ceea ce vorbea. Eu am înțeles că Antoniu a pus punct relației și că el nici nu mai vrea să continue. S-a auzit dong, s-au ridicat de pe canapea și au plecat, nici măcar nu a salutat-o pe Maria. Mie îmi părea ușor nervos, cu toate că și zâmbea în timp ce vorbea, dar mi s-a părut relaxat dacă mă întrebați pe mine. Doar că încerca să explice probabil lui Roberto, că Roberto, cine știe, vrea să-i împace ceva la modul ăsta.